Cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Oh.
să luăm aminte. Pace tuturor și Duhului tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale. Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Dumnezeu, fiind în chip, n-a socotit o știbire a fiind tocmai El cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișarea plându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte. Și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat și a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt, și astfel să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos. Pentru slava lui Dumnezeu, Sfinte Părinte, pe binevestitorule Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre primirea Evangheliei prea iubitului Său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos. Să-mi fie mie.